Cum este să ai pe umeri o responsabilitate așa mare cum este producția Clanul? Am primit-o cu bucurie și împăcare. Am primit-o... E o responsabilitate, dar în același timp e un imens dar pe care l-am primit. Mă bucur să pot să îndrum colegi atât de generație cât și mult mai mari ca mine și să întorc puțin ce am primit de la ei. Și aici, uite, mă gândesc și la George Mihăiță, care mi-a oferit atâtea și acum am și eu șansa să-i ofer un context în care talentul lui imens poate fi văzut din plin. E o experiență totală, ca să zic așa, dar am fost pregătit pentru asta, m-am pregătit toată viața, tot parcursul profesional a fost, de fapt, un moment de pregătire pentru această întâmplare și sunt convins că asta va aduce multe altele. Mi-am adus aminte la lansarea serialului, Teo îmi povestea că ea încearcă să fure meserie de la toți actorii, dar că tu ajuți în mod special la anumite scene, îi dai indicații, sfaturi. Care a fost momentul în care legătura voastră profesională s-a transformat într-o relație de iubire? Dacă nu ți-a fost teamă cumva, având în vedere că este un proiect, să amestecați cumva lucrurile astea? Sincer, vă mărturisesc că n-aș vrea să intru foarte mult în detalii despre viața mea privată, despre viața noastră privată și o să ofer și o justificare. Mi se pare mai importantă justificarea asta decât orice fel de detaliu v-aș putea da, pentru că e foarte greu să povestești ceva just despre intimitatea ta și lumea să înțeleagă exact ce vrei să spui. Nu pentru că n-aș avea un vocabular care să-mi permită să descriu o situație, dar chiar cred că situațiile de genul ăsta nu pot fi descrise. Pentru că trebuie să simți, să gândești ceea ce am simțit și am gândit ca să poți să înțelegi. O să spun doar că Teo face un rol extraordinar. A fost mare parte meritul ei și meritul echipei că am format un context. A fost normal ca ea să-și găsească un ajutor în mine pentru că sunt regizor în serial și este treaba mea să ajut fiecare actor în parte, atât pe ea cât și pe cei mult mai experimentați, de la George Mihăiță la Șerban Pavlu, regizorul în general de direcția. Și în ceea ce privește relația noastră, prefer această discreție pentru că e important să trăim noi, nu să trăim prin gura lumii sau prin articole de presă. Nu vreau să insist și îți înțeleg punctul de vedere. Sunt doar curioasă dacă povestea asta v-a luat și pe voi prin surprindere, având în vedere contextul în care v-ați cunoscut și v-ați întâlnit. Viața e o surpriză în general. Fiecare moment în parte vine cu niște lucruri la care nu te aștepți. Ce calități apreciezi la Teo? Că ea este un artist complex. Și din câte înțeleg, ea nu are studii în domeniu și totuși a fost așa o revelație. Adică nu mi-ai vorbit doar tu despre talentul ei, ci și actorii cu ștate vechi în branșă care au remarcat că are acest talent. E un artist complex, un artist total, un talent desăvârșit atât în muzică cât și în actorie. Mă bucur că a reușit să-și descopere această latură și să urmeze un drum care cred eu va fi foarte lung și bine bătătorit și pe partea asta a actoriei, a filmului sau a teatrului, depinde ce își va dori să facă. O apreciez ca un întreg. Nu vreau să subliniez o calitate în detrimentul alteia. Este un om excepțional. Tot legat de serial, adică trebuie să te întreb și despre Lia Bugner. Cum gestionați voi relația profesională, având în vedere că voi ați încheiat o etapă? Și mă refer la cei 9 ani în care ați format un cuplu și pe scenă și în viața privată. Pentru niște oameni maturi care se admiră reciproc, este firesc să poți continua o relație profesională exact în termenii în care ea a fost dezvoltată. În general, în toate contextele de lucru, există o separație foarte limpede între viața profesională și viața personală și atâta vreme cât
noi suntem maturi și înțelegem situația în întregime, nu există niciun soi de problemă. Printre oamenii pe care i-ai menționat legat de începuturile tale în branșa asta a actorilor, ai menționat-o și pe Elia Bugner. Ce ai învățat tu de la ea? Ce sfaturi ți-a dat? General, lecțiile nu vin din sfaturi. Lecțiile vin din experiențe comune. Evident, e absurd să faci abstracție de atâtea experiențe comune. Am făcut parte din multe spectacole, fac în continuare parte din spectacole în care joc alături de ea sau spectacole scrise și regizate de ea. Și fiecare experiență s-a adunat în ceea ce astăzi mă definește profesional. Fiecare experiență, fie ea pozitivă sau negativă. Așa că a fost un drum lung de lecții, atât în ceea ce o privește, cât ceea ce privește pe ceilalți oameni cu care am colaborat în profesie.